Se lucrează intens la infrastructura rutieră în județul Mehedinți. S-a turnat primul strat de asfalt pe DJ670 de la Malovăț către localitatea Marga. Nu de mult acest drum era aproape impracticabil, având nevoie de această investiție pentru a putea beneficia de condiții optime de trafic. Miros de asfalt proaspăt pe DJ670. În aceste zile se toarnă primul strat de asfalt pe tronsonul de drum ce leagă localitatea Malovăț de Marga. Această investiție a fost realizată datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care de-a lungul timpului a dat dovadă de implicare în ceea ce privește siguranța și optimizarea traficului rutier în județul nostru. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, astfel încât Mehedințul este un șantier în lucru.